Pregătim dulceață de caise. Avem aici 2 kg de caise. Le-am spălat bine și acum le scoatem sâmburii. Sucul de la o lămâie, 1 kg de zahăr, iar aici avem un locuitor de zahăr și gel fix, pentru că vom face 1 kg de caise cu zahăr și 1 kg de caise cu un locuitor de zahăr pentru persoanele bolnave de diabet. În fiecare kilogram vom pune sucul de la o jumătate de lămâie și esență de migdale, foarte puțină, o să-i dea un gust mult mai bogat. Iar dacă nu se va închega siropul cu acest înlocuitor de zahăr, vom folosi 2-3 lingurițe de gel fix, exact cum am procedat la dulceața de cireșe. Încercați să scoateți sâmburii caiselor fără să desfaceți prea mult caisa. Eu m-am ajutat de o Andreea. În timp ce vor fierbe caisele, voi sparge și sâmburii ca să îi punem înăuntru. Nu este nicio problemă dacă se sparg caisele. Ideea este să nu se fărămițeze de tot în timpul fierberii. Pentru varianta cu zahăr, punem caisele straturi într-o oală, pe urmă turnăm zahăr, iarăși un strat de caise, iarăși un strat de zahăr. Scuturăm cratița bine și o lăsăm la frigider timp de 2-3 ore. O puteți lăsa și peste noapte, depinde cum vă este mai comod. Pentru varianta cu un locuitor de zahăr procedăm la fel. Nu vom pune tot borcanul, are 75 de grame, cam jumătate. Găsiți înlocuitor de zahăr în supermarketuri. Și pe aceasta o vom lăsa o jumătate de oră, o oră, cu înlocuitorul de zahăr, după care o vom pune pe foc. Nu o lăsați în niciun caz peste noapte. Am pus ambele dulcețuri de caise la fiert, atât cea pentru diabetici care este aici, cât și cea normală cu zahăr. Vom lăsa să topească zahărul, vom mai fierbe fructele o jumătate de oră, după care le vom scoate și vom lăsa siropul să se îngroașe, iar apoi le vom adăuga la loc. Zahărul s-a topit, din acest moment vom mai lăsa fructele un sfert de oră, după care le vom scoate și vom lăsa siropul să se închege. În dulceața cu un locuitor de zahăr nu vom face decât să mai adăugăm lămâie și să o mai lăsăm puțin să fiarbă, circa 20 de minute, iar dacă siropul nu se leagă, vom pune gelifiantul. Adăugăm sucul de lămâie în dulceața cu un dulcitor. Câteva picături de esență de migdale și câțiva sâmburi pe care i-am spart. Scoatem fructele din dulceața cu zahăr. Thank you.
Adăugăm sucul de lămâie. Esența de migdale. Și lăsăm să se lege, după care vom pune fructele la loc. Siropul s-a legat, punem fructele la loc și le mai lăsăm să fiarbă circa jumătate de oră. Amestecăm cu atenție să nu se zdrobească. Adăugăm și sâmburii pe care i-am spart mai devreme. Dulceața cu îndulcitor este gata. Nu am avut nevoie de gel fix pentru că s-a legat foarte bine. Caisele au fost coapte. O punem fierbinte în borcan. Încercați să distribui sâmburii de caisă uniform. Este o dulceață foarte bună, chiar dacă este făcută cu îndulcitor. Este gata și dulceața cu zahăr. Are o culoare mai închisă decât cea cu îndulcitor. O punem și pe aceasta tot fierbinte în borcane. Așa arată dulceața de caise cu aromă de migdale. Am avut grijă să nu topim toate fructele, tocmai de aceea le-am lăsat mai mari. Iar la iarnă ne vom bucura de aroma delicioasă a acestei dulceți.